Bună ziua și bine ați venit la noi în casă. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit și pe voi, urmăritorii noștri. Suntem în satul Leordoaia, raionul Călăraș, în ospeție la doamna Larisa Ambrosi, care este beneficiara programului Pare 1 plus 1, program cofinanțat de Uniunea Europeană. Campania UE pentru Moldova Rurală continuă. Ne așezăm? Ne așezăm, vă rog, luați loc. Am înțeles că doamnele trebuie să se așeze, uite, așa da. Și nu altfel, dacă da. Sunt după în Kârgâzstan. După tradiția Kârgâzstanului, da, așa, doamnele se așează pe o parte și bărbații pun picioarele în cruce. Următorii noștri vor aprecia mai mult ca niciodată, mai mult ca oricând, ideea de a amenaja o zonă nomadă, inspirată de cultura cârgâză, aici în inima Codrilor. Pentru că nu putem călători, ne simțim ca peste hotarele țării, la dumneavoastră în ospeție, la Manas Yurt Village. O afacere care urmează să prospere cu ajutorul Uniunii Europene. Veți primi 250.000 de lei, un grant impresionant pentru dumneavoastră sau nu? Este o sumă substanțială? Luând în considerare volumul de muncă și banii care au fost aici investiți, este o sumă nu foarte substanțială, dar foarte mult acum este necesară pentru că extindem afacerea noastră. Avem de gând să construim o terasă de 170 de metri, două băi, facem acum garaj pentru cai, trebuie să cumpărăm cai, așa că ne ajută foarte mult. Orice ban este binevenit și mulțumim foarte mult că într-adevăr există așa proiecte de susținere a business-ului local. Vorbim despre proiectul Pare 1, da, Pare 1 plus 1, programul de atratere a remitenților în economie, da, desigur. Program care funcționează după principiul 1 plus 1, un leu pentru un leu. Deci, exact. Candidatul, beneficiarul, în cazul dat dumneavoastră, veniți cu un leu, înseamnă că Uniunea Europeană mai vine cu altul. Da, așa, din da, asta, este principiul, asta este principiul ca tare proiectului și programului de 1 plus 1. Într-adevăr, noi deja am investit și am depus actele pentru program, pentru grant în noiembrie și în ianuarie a fost acceptat cererea noastră și acum urmează să mai procesăm niște documente ca să beneficiem de ajutorul ăsta de 250.000 de lei. Ca să fii beneficiarul programului Pare 1 plus 1, trebuie să muncești peste hotarele țării sau să fii ruda de gradul 1 a unei persoane care lucrează în străinătate, da. Și să beneficiezi de aceste remitențe. În cazul dumneavoastră, ați muncit, stai să fiu, să nu greșesc, da? 20 de ani. Da, 20 de ani în Irlanda. E un timp atât de lung. L-ați petrecut peste hotarele țării, da. Ați muncit în Irlanda și apoi ați revenit aici în Moldova. Da. De ce? Așa a fost probabil întâmplarea vieții. Așa a fost, am venit într-un concediu și practic concediul s-a transformat într-o idee extraordinară. Având aici pământul lăsat moștenire de la mama și având și prietenii mei care le-a plăcut atât de mult, cărora le-a plăcut atât de mult natura asta, a zis că este păcat în fața lui Dumnezeu să nu folosim ceea ce ne dorește Domnul. Și în felul ăsta ne-am apucat să facem. Noaptea am făcut proiectul și dimineața ne-am apucat de proiect. Eu având deja o parte de bani strânși și dumnealor au venit cu restul banilor împreună. Adică nu sunteți singură, deci aveți parteneri în Irlanda, da? Da, am parteneri care în sunt Irlanda, originari da. Din Kârgâzstan, înțeleg da, eu. Și din de aici Kârgâzstan vine și din, da. Ideea proiectului. Da, da, pentru că doamna care o cunosc și care împreună facem, am investit aici, este din Kârgâzstan într-adevăr și ne-am întâlnit în Irlanda 20 de ani în urmă, tot 20 de ani în urmă. Adică istoria practic a Kârgâzstanului în Moldova vine de 20 de ani. Se cred că ideea acestei afaceri s-a născut aici în Moldova. Da, da. S-a născut în Moldova. Și tot ea a fost un impuls să vă întoarceți acasă. Da. Dacă nu ar fi existat această idee de proiect, nici nu ați fi revenit, poate. Probabil. Nu pot să zic. Viața este... Și atunci nu degeaba se zice că pare 1 plus 1, da. Ne întoarce cetățenii noștri exact. Plecați peste hotare, exact. Ne întoarce acasă. Da, a fost, într-adevăr, eu am fost prima dată la curs în noiembrie 2019, atunci am început să caut prin internet care sunt, în momentul în care noi am început proiectul, am început să caut care ar fi subvențiile, susținere din partea statului sau din partea Uniunii Europene sau din partea oricărei organizații. Și în felul ăsta am găsit Pare 1 plus
plus 1 și deja am scris cere, am fost la cursuri și după cursuri am fost o perioadă de întrerupere, nu am avut eu timp fizic să fac proiectul și abia noiembrie anul trecut l-am finalizat și am depus însăși proiectul, pentru că eu am fost ocupată cu construcția și cu toată organizarea afacerii. Deci care sunt condițiile ca să beneficiez de suportul Uniunii Europene, anume prin programul PARE 1 plus 1? Am zis că trebuie să fii cetățean. Da, trebuie să fiu cetățean moldovean, trebuie să fi lucrat peste hotare sau ruda de gradul 1 să fi lucrat peste hotare, trebuie prezentat un plan de afacere și trebuie după aceea cererea este aprobată sau nu și după aprobarea cererii se încheie un contract și în baza contractului deja se prezintă tot setul de acte respectiv. Ce acte? Acte, facturi, contracte, facturile care demonstrează că s-a procurat utilaje și materiale sau materie primă, depinde de proiect, contracte cu furnizori, eventual viitorii furnizori și dispoziții de plată și planuri financiare detaliate care deja au mai lucrat sau nu, depinde de situație, depinde la companie la companie. Adică, practic, asta este cel mai, așa să zic, mai îndelungat, este acumularea tuturor documentelor. Asta este procesul cel mai îndelungat, din considerente că eu, lucrând și fiind ocupată cu punerea afacerii pe picioare, nu am timp fizic câteodată să umblu și să strângem toate documentele repede, destul de repede. Asta este și probabil cel mai... Există un termen limită? Da, există termen limită. După, conform contractului, există un termen limită de a prezenta actele. Dacă cât nu, ar fi? Practic, 3 luni? Cred că sunt 2 luni, dacă nu greșesc. Nu vreau să... Chiar nu țin minte exact, să nu... Am înțeles. Și ziceați acolo că printre acte ai nevoie de niște documente care să justifice originea acestor bani care au fost investiți aici. Da, desigur. Aici. Este important să fie din remitențe, adică din banii câștigați peste hotare. Da, desigur, pentru că eu în momentul când am depus cererea inițial, mi s-a cerut contractul de muncă peste hotare și mi s-a cerut și extrase bancare și așa mai departe, într-adevăr, pentru că banii pot să devină din... multe surse. Așa că în cazul meu eu am depus practic tot ce mi s-a cerut. Contract de muncă, de la declarația vamală când am intrat în țară și am adus banii, pentru că asta este foarte esențial. Dacă banii sunt aduși, trebuie să fie aduși legal. Suntem adepți la tot absolut ce se face aici, se face pe cale legală. Transparentă și așa mai departe și chiar nici activitatea nu am început-o până în momentul în care am avut, când am avut toate actele, toate permisiunile la mână, numai atunci noi am început să funcționăm. Pentru că asta este și corect. Am înțeles, dar ce faceți dumneavoastră în Irlanda? În ce domeniu activați? Da, am activat și activez până în continuare, mai am afaceri. Lucrați de la distanță? Da, lucrez la distanță și fac naveta. Mai fac naveta? Și naveta. Da, fac naveta. Am zis că nu e în fiecare zi totuși. Nu, nu e fiecare zi, dar odată... naveta odată la 2-3 luni. Odată la 2-3 luni eu merg la Dublin și mă întorc înapoi. Acolo afaceri în mai multe domenii. Am avut afaceri în construcții, confecții metalice, da, consultanță de business, chiar și acum cu business planuri și, într-adevăr, consultanță în afaceri, mai ales că am și facultatea terminată în Irlanda, care îmi dă dreptul să lucrez și în asigurări și servicii financiare bancare și investiții, fonduri de investiții. Așa că, într-adevăr, și plus altă firmă, firmă de curățenie și salon de frumusețe. Asta unele, da, magazin, am avut magazin. Adică am, timp de 20 de ani am experimentat foarte multe și am acumulat extraordinar de multă experiență care mă ajută și în ziua de astăzi aici să și dezvoltăm afacere. Pentru că și plus vreau să menționez că un om singur nu poate să facă niciodată nimic. În spate întotdeauna există oameni care te susțin. Te susțin financiar, te susțin psihologic, te susțin moral, te susțin
Și am norocul, mi-a dat Dumnezeu așa oameni în viața mea, familia mea care este extraordinară și chiar și aici în Moldova am întâmpinat foarte mulți oameni care ne-au ajutat. Sunt și de cei care foarte sceptici, da. Ni s-a spus inițial că practic nu avem nicio șansă să facem business în Moldova pentru că este foarte greu, dar noi suntem... Încercam să vă sperie. Da, probabil realitățile din țară, oamenii s-au lovit cu anumite greutăți, dar pe mine nu mă sperie nimic. Pe noi nu ne sperie nimic. Mă bucur să aud asta. Nu. Și totuși de la Dublin, da, la Leordoaia, da, satul Leordoaia din raionul Călăraș, e ceva distanță și vorbim despre o altă mentalitate. Despre... Da. Apropo, n-ați venit singură, ați venit cu doi cetățeni cârgâzi. Acum avem trei aici. Sunt trei? Sunt trei chiar deja. Bucătarul, da, e din Cârgâzstan. Da, și feciorul la parteneră care de business și plus încă un angajat și mai urmează. Din considerentele că am menționat și mai devreme și de fiecare dată menționez că avem probleme cu forța de muncă în Moldova. E problematic să găsim oameni stabili care să vrea să muncească și vor foarte mulți bani, cu părere de rău, fără ca să poată oferi ceva pentru banii respectivi. Nu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta, pentru că noi am fost învățați de mici și să obținem ceva trebuie să muncim. Indiferent, mai întâi arată ce poți face și după aceea deja se începe și plata mai mult și depinde. Pentru fiecare plată, dacă vrei mai mult plătit, trebuie să dai mai mult, să poți oferi mai mult, dar dacă nu oferi nimic, atunci și vor bani, asta este o problemă majoră. Și plus aici, fiind specific cu cârgâz, desigur avem nevoie de bucătar cârgâz. Am gătit eu o perioadă, dar oricum nu pot să știu fac asta. Știu că odată chiar ați bătut recordul, vreo 100 de kilograme, de ce era, da, de orez ați pregătit, da, pilaf. Am fost la festivalul în Cimișlia, probabil unii dintre persoanele care vizionează acum ne-au văzut în Cimișlia în noiembrie. A fost un festival Miurițe Lai Bucălaie. Și, într-adevăr, am pregătit două cazane mari de câte 50 de litri de plov. Într-adevăr, acolo am avut borsochi, plov și am și alte produse care le avem aici și în restaurantul nostru. Adică este ceva care, oricum, necesită să aducem oameni din Cârgâzstan. Aici ghidul este tot din Cârgâzstan și Rustam și Bektur. Ei fac excursiile aici pe teritoriu și povestesc despre cultura cârgâză, că numai un cârgâz poate să povestească mai mult și mai bine decât noi. Noi putem să vorbim despre a noștri, despre tradițiile noastre moldovenești. Cum au reacționat localnicii, oamenii din această localitate frumoasă, rurală, împrejmuită de codri? Aveți și un lac, chiar în fața acestei iurte, se întinde un lac frumos. Da, este un lac extraordinar și oamenii ne-au primit destul de bine. Oricum, ca să se obișnuiască cu cultură și cu oameni străini necesită timp și noi dăm timpul ăsta la oameni. În primul rând trebuie să fim un exemplu pentru ca oamenii să ne primească cu inima deschisă și să nu avem discuții și probleme. Noi trebuie să fim un exemplu și în business, exemplu de onestitate, de corectitudine, de comportament. Și exact asta am învățat și mi-am readus aminte foarte mult când am fost și în Cârgâzstan. Atitudinea oamenilor unii față de alții, atitudinea părinților, copiilor și așa mai departe, modul de a se întrajutora unii pe alții. Și vrem să readucem aminte la toată lumea că practic noi toți suntem oameni, indiferent de ce nație, indiferent de ce rasă, indiferent, noi toți suntem egali și nu este nimeni mai nici mai presus, nici mai prejos. Asta este esența în toate și cultura și mâncarea ne ajută să ne cunoaștem mai bine și să ne bucurăm pur și simplu că existăm și putem să ne dorim unii la alții bucuria asta de a trăi pur și simplu. Astăzi este o zi superbă. Într-adevăr, ați venit cu soare, ați adus soare. Nu ne mulțumiți, dar noi am negociat mult, dar iată că ne-a reușit să-l aducem. Da. Asta este și esența și proiectul ăsta, că să aducem bucurie oamenilor. Oamenii când vin aici se simtă bine, ca acasă. Eu deci n-ați vrut o afacere doar pentru profitul dumneavoastră, pentru bunăstarea proprie. Ați vrut să schimbați
schimbați ceva și în comunitate. Exact. De exemplu, ați venit și cu o canalizare ecologică, da? Exact. E un exemplu asta bun. E un exemplu foarte bun. Spuneam că avem 150 de metri de canalizare cu 5 fântâni de filtrare a apei și practic, acum am vorbit chiar și cu primarul mai recent că sunt foarte multe proiecte care putem să ne implicăm încetul cu încetul, să readucem la viață zona. Zona noastră aici este moartă și, într-adevăr, luând oameni la muncă, oricum, care construiesc aici, care au construit, sunt oameni din Moldova. Prin felul ăsta, în felul ăsta noi poate chiar aducem aport. Poate chiar iarăși localnici, aport. Nu? Avem, da, desigur, avem localnici, avem localnici și vara, când am început în august, am început cu echipă de aici și continuăm, că acum este mai liniște, dar se începe sezonul și, practic, desigur, noi angajăm toți care sunt de acord să lucreze cu noi. Asta este, nu putem să neglijăm aici, într-adevăr, am creat locuri de muncă, de aici am luat, am angajat oameni și de ce. Cam câți angajați din sat, din localitatea rurală, Leurdoaia, activează aici, la dumneavoastră? Păi, anul trecut au activat în jur de 5 persoane. 5 persoane plus, cum pe bază de contract de prestare a serviciilor, încă vreo 10 oameni. Adică, practic, construcția și activitatea o să se ridice la foarte mulți, în 15-20 de oameni, practic pentru zona asta este destul de mult. M-am gândit eu, în timp ce vorbeați dumneavoastră despre cultură, tradiții, că sloganul Uniunii Europene, unitate prin diversitate, foarte bine se înscrie aici, da. E la el acasă, exact. Aici în acest spațiu. Și, într-adevăr, vedem că putem, cu sprijinul Uniunii Europene, să dezvoltăm afaceri frumoase, da, de lungă durată, cu impact social pentru întreaga comunitate. Da. Și acest program pare 1 plus 1, într-adevăr, uite, ne aduce cetățenii noștri muncitori cu inima plină de dragoste față de pământul roditor pe care avem norocul să trăim, exact. Îi aduce aici acasă ca să ajute și comunitatea și turismul rural, știm, are un impact foarte mare și asupra economiei țării. Exact. Și noi cei ce, de aia și spun, cine dezvoltă o afacere trebuie să devină un exemplu. Da, sunt greutăți, dar asta e muncă, este muncă enormă, 7 zile din 7. Practic, cine are business știi foarte bine că mai puțin de 20 de ore pe zi nu ai cum să nu muncești, pentru că asta este. Aparențele probabil uneori înșeală, crezând că practic cineva care face business poate numai să strângă banii cu lopata. Nu, în spate stă o muncă enormă a unei echipe extraordinare care fără asta nu se poate. Iarăși spun, dacă nu ai în spate oameni care să te susțină, nu există posibilitatea de a face ceva. Și trebuie să, cum am făcut noi proiectele și cum le facem, cum am făcut și canalizarea. Asta trebuie promovată și trebuie ajutați oamenii prin proiecte, cum ar fi, pare 1 plus 1 și femeie în afaceri și altele, într-adevăr, să ducem asta și în altă parte. Pentru că avem probleme în țară cu canalizarea, avem probleme în țară cu sistemele de apă, avem probleme cu drumurile care trebuie rezolvate. Dar dacă nu ne implicăm noi direct, cine o să facă? Să așteptăm numai când o să vină politicienii? Nu! Noi suntem țara, noi suntem cei care promovează, noi suntem cei care trebuie să facă lucrurile. Lucrurile pornesc de la noi, nu așteptăm când cineva o să se pornească noi. Și să fiecare nu fugim de localitățile rurale. Uite, Uniunea Europeană, prin acele două proiecte pe care le-ați menționat, numai cele două, câte ne spun, Femeie în Afaceri și programul pare 1 plus 1, uite, ne ajută să înțelegem că există un potențial extraordinar foarte într-o mare localitate rurală. Sunt și oameni, vreau da, poate spun, nu mulți au rămas, da, dar este un exod totuși al oamenilor noștri, da. Da, peste hotare, dar totuși există un potențial pe care poți și trebuie să-l valorifici. Exact. Pentru vreau să spun că Moldova are într-adevăr un potențial enorm, pentru că ne uităm la Olanda, care practic are numai piatră, și Olanda ce țară a devenit. Și noi care având un sol, pământ extraordinar, cu părere de rău, eu pe mine mă doare inima când văd că în zona noastră ceea ce s-a făcut, s-a bucățit pur și simplu pământul și oamenii nu reușesc să-l prelucreze așa cum trebuie, nu reușesc să iei proiecte, nu reușim, pentru că asta este păcat. Nu există un plan de dezvoltare agricolă al țării. Nu există. Îmi pare rău să o spun, dar asta nu există. Vreau totuși să încheiem acest tur pe o notă pozitivă și să vă citesc pe dumneavoastră. Ziceați că în Glod se naște cea mai frumoasă sau crește cea mai frumoasă floare, lotusul. Exact.
De aceea exact. Să iubim și glodul nostru, el e bun exact. Și el tot poate să ne aducă nouă beneficii. Absolut, absolut, în orice, dacă găsim partea pozitivă, întotdeauna o să ne ajute să facem, să răsturnăm munți. Și în primul rând trebuie să găsim partea pozitivă în noi, înșine, ca să putem să dăm asta și altora. Eu îi invit pe urmăritorii noștri aici la iurtea. Este foarte cald, e bine, pâsla și lână țin de cald. Am înțeles că și pe minus 15, când afară se registrează minus 15, aici tu te simți ca în sânul lui Dumnezeu. Da? Exact. E cald și bine, este în paradis. Cald, da. Vara, acoperișul poate fi detașat astfel încât să admiri stelele. Și imaginați-vă când deschizi ușa, te uiți spre pădure sau te uiți spre lac, e o priveliște spectaculoasă. Vă invit neapărat să gustați și din bucătăria cârgâză, pentru că am înțeles noi, bucătarul este cârgâz, așa că aici nu e loc de mimări, de imitații, aici totul este autentic. De la fiecare bucățică, iată, din iurta pe care o vedeți aici, până la tot ce mănânci, guști, auzi. Vă invit să vă bucurați de asta. Apoi, dacă aveți o idee de afaceri pe care vreți să o treceți de pe hârtie în realitate, vă doriți și voi o afacere înfloritoare, prosperă, accesați site-ul www.odim.md. Vedeți programele de granturi pe care sunt puse la dispoziția dumneavoastră. Dacă sunteți antreprenoare, gândiți-vă la femei în afaceri. Dacă sunteți cetățean străin care a revenit de peste hotarele țării, are bani munciți acolo, pe care ar vrea să investească în ceva de lungă durată, atunci accesați neapărat Pare 1 plus 1. Veți avea parte și de consultanță, ca la carte, astfel încât să fiți siguri că va da roade tot ceea ce ați investit voi, da? Să nu fie în vânt, dar să vă aducă rezultate care să vă bucure pe voi, dar și pe oamenii din jur. Aici încheiem turul nostru din satul Leordoaia, raionul Călăraș. Campania UEPEN pentru Moldova Rurală însă continuă. Să vedeți pagina Împreună Mai Puternici, pagina de Facebook, pentru a nu rata alte tururi, pentru a nu rata alte vizite. Vom continua să descoperim oameni extraordinari, așa cum este doamna Larisa Ambrosi. Mulțumesc. De aici, care a transformat o grada casei părintești într-un spațiu, din punct de vedere energetic, atât de primitor și de cald. Aici au loc și ateliere pentru copii, se face și yoga, meditație, se conectează omul cu natura și se revine la traiul simplu, pentru că noi nu avem nevoie de foarte multe ca să fim fericiți. Și da, cu Uniunea Europeană, banii care se adună aparent greu, da, pot fi adunați un pic mai ușor. Atunci când ai un număr atât de puternic alături, nu există obstacole și există doar scuze. De ce nu ai începe astăzi o afacere care să vină din pasiunea ta, din ceea ce mișcă cu tine prin această viață. Gata, mi-au rămas bun, că totdeauna vorbesc mult. Pa, pa, ne vedem data viitoare. La revedere!